Doamne ajută, dragi telespectatori, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre iubite voi. Doamne, cu un picuț de întârziere, niște problemuțe tehnice, spunem noi, dar le-am remediat cu ajutorul bunului Dumnezeu. Ne vedem la o singură cameră, decât deloc, mai degrabă așa. În seara aceasta, îi mulțumim lui Dumnezeu că am ajuns cu sănătate acest moment al vieții noastre. Avem două sărbători mari. Vedem, duminica aceasta, la 50 de zile după învierea Mântuitorului, avem sărbătoarea pogorârii Sfântului Duh sau sărbătoarea Cinzecimii sau sărbătoarea Rusaliilor și apoi avem a doua zi de Rusale, avem sărbătoarea Sfintei Treimi, noi ne închinăm Sfintei Treimi lui Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Sfântul Duh. Spunem sărmâna și bine ați revenit în cadrul emisiunii noastre, Părinte Profesor, bine ați revenit, mulțumim lui Dumnezeu că ne auzim în direct. Slăviți să fie Domnul, Doamne ajută, să fim binecuvântați cu toți. Ca să purcede la drum, pentru că s-au dus 20 minute din timpul alocat emisiunii noastre, am să dau citire. Direct, intrăm cu pogorârea Sfântului Duh sau cinzecimile sau rusaliile și am să dau citire din Sfânta Scriptură, capitolul al doilea, din Cartea Faptele Apostolilor, unde se vorbește, se relatează despre evenimentul mântuitor al pogorârii Sfântului Duh în ziua cinzecimii, la 50 de zile după învierea Mântuitorului. Când a sosit ziua cinzecimii, erau toți împreună în același loc. Și din cer, fără de veste, s-a făcut un vuiet ca de suflare de vânt ce vine repede și a umplut toată casa unde ședeau ei. Și li s-au arătat împărțite limbi ca de foc și au șezut pe fiecare dintre ei. Și s-au umplut toți de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi precum le dădea lor Duhul a grăi. Și erau în Ierusalim locuitori iudei, bărbați cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Și iscându-se vuietul acela, s-a adunat mulțimea și s-a tulburat, căci fiecare îi auzea pe ei vorbind în limba sa. Și erau toți uimiți și se minunau zicând, iată, nu sunt aceștia care vorbesc toți galileeni? Și cum auzim noi fiecare limba noastră în care ne-am născut? Parți și mezi și elamiți și cei ce locuiesc în Mesopotamia, în Iudeia, în Capadocia, în Pont și în Asia, în Frigia și în Pamfilia, în Egipt și în părțile Libiei, cea de lângă Cirene, și romani întreacăt iudei și prozeliți, cretani și arabi, îi auzim pe ei vorbind în limbile noastre despre faptele minunate ale lui Dumnezeu. Și toți erau uimiți și nu se dumireau, zicând unul către altul, ce va să fie aceasta? Iar alții batjocorindu-i ziceau că sunt plini de must. Și stând Petru cu cei 11 a ridicat glasul și le-a vorbit așa, bărbați iudei și toți care locuiți în Ierusalim, aceasta să vă fie cunoscută și luați în urechi cuvintele mele, căci aceștia nu sunt beți, cum vi se pare vouă, căci este al treilea ceas din zi. Ci aceasta este ce s-a spus prin prorocul Ioil. Iar în zilele din urmă, zice Domnul, voi turna din Duhul meu peste tot trupul și fiii voștri și fiicele voastre vor proroci și cei mai tineri ai voștri vor vedea vedenii și bătrânii voștri vise vor visa. Încă și peste slugile mele și peste slujnicile mele voi turna în acele zile din Duhul meu și vor proroci. Și minuni voi face sus în cer și jos pe pământ semne, sânge, foc și fumegare de fum. Soarele se va schimba în întuneric și luna în sânge, înainte de a veni ziua Domnului cea mare și strălucită. Și tot cel ce va chema numele Domnului se va mântui. Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus Nazarineanul, bărbat adeverit între voi de Dumnezeu prin puteri, prin minuni și prin semnele pe care le-a făcut prin El Dumnezeu în mijlocul vostru, precum și voi știți, pe acesta fiind dat după sfatul cel rânduit și după știința cea dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați luat și pironindu-l prin mâinile celor fără de lege l-ați omorât, pe care Dumnezeu l-a înviat dezlegând durerile morții, întrucât nu era cu putință ca el să fie ținut de ea. Căci David zice despre el, totdeauna am văzut pe Domnul înaintea mea, căci el este de-a dreapta mea ca să nu mă clatin. De aceea s-a bucurat inima mea și s-a veselit limba mea, chiar și trupul meu se va odihni într-o nădejde. Căci nu vei lăsa sufletul meu în iad, nici nu vei da pe cel sfânt al tău să vadă stricăciunea. Făcutul mi-ai cunoscute căile vieții, cu înfățișarea ta mă vei umple de bucurie. Bărbați, frați!
Cuvine se a vorbit cu îndrăznire către voi despre strămoșul David, că a murit și s-a îngropat, iar mormântul lui este la noi până în ziua aceasta. Deci el, fiind proroc și știind că Dumnezeu i s-a jurat cu jurământ să așeze pe tronul din rodul coapselor lui, mai înainte văzând a vorbit despre învierea lui Hristos, că n-a fost lăsat în iad sufletul lui și nici trupul lui n-a văzut putreziciunea. Dumnezeu a înviat pe acest Iisus, care noi toți suntem martori. Deci, înălțându-se prin dreapta lui Dumnezeu și primind de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, l-a revărsat pe acesta, cum vedeți și auziți voi. Căci David nu s-a suit la ceruri, dar el a zis, zisa Domnul Domnului meu, șez de-a dreapta mea până ce voi pune pe vrăjmașii tăi așternut picioarelor tale. Iar ei, auzind acestea, au fost pătrunși la inimă și au zis către Petru și ceilalți apostoli, bărbați, frați, ce să facem noi acum? Iar Petru a zis către ei, căiți-vă și să se boteze fiecare dintre voi în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre și veți primi darul Duhului Sfânt. Căci vouă este dată făgăduința și copiilor voștri și tuturor celor de departe, pe oricât îi va chema Domnul Dumnezeu nostru. Și cu alte mai multe vorbe mărturisea și îndemna zicând, mântuiți-vă de acest neam viclean. Deși ce au primit cuvântul lui s-au botezat. Și în ziua aceea s-au adăugat ca la 3.000 de suflete și stăruiau în învățătura apostolilor și în împărtășire, în frângerea pâine și în rugăciune. Și tot sufletul era cuprins de teamă, căci multe minuni și semne se făceau în Ierusalim prin apostoli și mare frică îi stăpânea pe toți. Iar toți cei ce credeau erau la olaltă și aveau toate de obște și își vindeau bunurile și averile și le împărțeau tuturor după cum avea nevoie fiecare. Și în fiecare zi stăruiau într-un cuget în templu și frângând pâinea în casă, luau împreună hrana într-o bucurie și într-o curăție inimii, lăudând pe Dumnezeu și având har la tot poporul. Iar Domnul adăuga zilnic bisericii pe cei ce se mântuiau pe creștini. Aceasta este pericopa Sfintei Evangheliei, părinte profesor, dragi telespectatori. Avem în prima parte evenimentul pogorârii Sfântului Duh, apoi cuvântarea Sfântului Petru, care iată, ia de la început, de la David, de la părintele David, care vorbește despre Iisus Hristos, despre Mesia, și ajunge până la înviere și înălțarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pentru ca apoi să vedem roadele și finalitatea predicii Sfântului Petru, convertirea, botezarea celor 3.000 de oameni, atât dintre evrei, dar și dintre păgâni proveniți, și s-a întemeiat biserica în chip văzut, a luat ființă prima comunitate creștină în Ierusalim. Înainte de a se înălța la ceruri, Mântuitorul i-a rugat pe Sfinții Apostoli să nu părăsească Ierusalimul, ci să stea în rugăciune, în veghere, în trezvie, așteptând primirea făgăduinței, conform căreia Duhul Sfânt se va pogori peste ei și îi va transforma din fricoși, în temerare. Și ei au îndeplinit acest cuvânt și iată, pe când era la rugăciune, sub formă de limbi de foc, transformând ființaj ontologic. Ei au devenit îndrăzneți, au ieșit din încăpierea unde stăteau ascunși și sunt apostol Petru, ca un evreu foarte bine documentat, ținând o predică de excepție, arătând că Iisus Hristos, pe care ei erau răstignit, este Fiul lui Dumnezeu și toate celelalte pe care le-am auzit din citirea Sfântei Evangheliei. Trebuie să vă spun că atunci a avut loc un dar mare al Sfântului Duh către toți cei care au de față, darul grosul al ei. Sfântul Apostol Petru vorbea în limba aramaică și fiecare evreu venit din toate părțile Imperiului Roman asculta predica Sfântul Apostol Petru în limba țării de obârșie. Deci atunci s-a manifestat acest dar al Sfântului Duh, astăzi nu mai este relevant acest dar. Și Sfântul Ioan Gură de Aur, în secolul al IV-lea, zice că în vremea sa nici mai exista în biserică darul grosurăriei. La început s-a manifestat pentru ca păgânii să primească ușor învățătura creștină și să fie botezați, iar acum când toată lumea percepe în limba română sau în limba țării naționale, n-are rost această, este deprisos această... Avem informația aceasta prețioasă la Sfinții Părinți, care spuneau că deja după 4 secole de creștinism nu mai era darul acesta al glosolăriei sau al vorbirii. Era necesar. Nu că s-a fi perimat, dar nu era necesar în biserică. Iată că s-au mai răspândit, avem camere, mulțumim lui Dumnezeu pentru asta, uite și a treia,
eu, părintele, și cea generală. Mulțumim, dragă regie, pentru osteneală. Țineți minte, dragi telespectatori, să pomeniți acolo în rugăciuni și pe Sorin de la montaj, care s-a ostenit și tot timpul face ca să fie emisiunile cum trebuie. Părinte profesor, ați amintit de glosolalie. Haideți să ne amintim de prorocia lui Ioil. Acel proroc din Vechiul Testament, considerat proroc mic, nu pentru că ar fi fost mic de statură sau activitatea lui ar fi fost mică, nu, ci pentru că el, prin vedenile, prin prorociile și prin perioada, mai ales prin activitatea în perioada în care a activat, a fost de prea puțină întindere și activitatea sa nu este în vreo carte scrisă și nici cuprinsă și nici minunile sale și nici prorociile sale, decât tangențial în cărticica cea mică. Sunt 12 profeți mici, iar acum s-a împlinit profeția lui Ioil cu pogorârea Sfântului Duh, iată, numit proroc mic, dar ce eveniment mântuitor și măreț din istoria bisericii noastre a profețit! Cartea asta este de mică întindere și se focusează spre două elemente principale. Ziua Domnului și pogorârea Duhului Sfânt sau darul Sfântului Duh, care se pogoară peste fiii și fiicele și așa, și toți vor vorbi în limbi noi și vor descoperi lucruri interesante și bătrânii vii se vor avea și mai departe. El ne-a amintit de profetul Ioel, care s-a referit la acest dar al Sfântului Duh, pentru că la un moment dat, în timp ce Sfântul Apostol Petru predica cu dărzenii și cu o tenacitate ieșită din comun, cineva de mulțime i-a acuzat că sunt beți, prin demust. Și atunci, ce spune Sfântul Apostol Petru? Mai oameni buni, e ceasul al treilea din zi sau nouă dimineața. Nu suntem beți. Până aici am împlinit făgăduința făcută de Dumnezeu prin profetul Ioel și iată am primit darul Duhului Sfânt și până acum am fost fricoși, am fost timorați, de acum suntem curajoși, temerari și de acum o să vedeți că noi o să mergem acolo unde Duhul ne va da drum, ne va călăuzi să vestim învierea Domnului și tuturor celor din Imperiul Greco-Roman. Și așa s-a întâmplat. Vorbim de prorocul Ioil, vorbim de evenimentul mântuitor cu Sfântul Petru în prim plan, iată, el s-a ridicat acolo de pe un piedestal, el vorbea tuturor oamenilor. Dacă s-au convertit 3.000 dintre aceia care ascultau, acolo erau 10.000 de oameni și a văzut, dragi telespectatori, din relatarea Sfintei Scripturi, că erau din întreg imperiu și din afara imperiului, romani, greci, cretani, elamiți, parți, mezi, etiopieni, sciți. Din toate locurile cunoscute, unde erau cetăți întărite, unde era o lecuță de civilizație, și toți au venit la Ierusalim și fiecare auzea cuvântarea lui Petru în limba lui. Și ca să pricepeți asta, am găsit o relatare foarte faină la părintele Bartolomeu Anania. Închipuiți-vă o conferință foarte mare în care vine la pupitru un om, să spunem, dintr-o anumită țară, să spunem că vine din Norvegia și vorbește în norvegiană, și fiecare are acele căști în urechi cu traducătorul care îi traduce în limba lui. Deci toți stau și se uite la cel norvegian care vorbește limba norvegiană, dar ei aud în urechi în limba națională, pentru că traducătorul face asta. Dar atunci, la pogorârea Sfântului Duh, a fost rodul lucrării și arharul lui Dumnezeu, da, vorbirea în limbi și apoi fiecare înțelegea în limba lui. 3.000 de oameni s-au convertit. Păi orice trainer puternic din zilele noastre sau un om care poate să ajungă la sufletul omului, coach sau cum se mai spune, public speaking, speakers din aceștia, adică care vorbesc și pot să influențeze masele și oameni. Păi ar trebui să ia lecții de la Sfântul Apostol Petru, care s-a ridicat foarte dezinvolt și foarte natural, a început să vorbească, a fost foarte convingător și în urma predicii lui s-au convertit, s-au botezat 3.000 de oameni. Prima comunitate creștină. Așa a luat ființă biserica în chip văzut, pentru că în chip nevăzut biserica a fost înființată de Mântuitorul nostru Iisus Hristos pe Sfânta Cruce, prin jertfa sa de pe Sfânta Cruce. Părinte profesor, un eveniment mântuitor, o revoluție cu adevărat spirituală. Trebuie să amintim faptul că pe 6 Sivan evreii sărbătoreau promulgarea legii pe muntele Sinai. Și de ce s-au adunat atât de mulți? Ei n-au știut că atunci se va pogorî Duhul Sfânt. Și a fost s-a adunat la sărbătoarea promulgării legii pe muntele Sinai. Și atunci a avut pogorârea Duhului Sfânt și iată 3.000 din cei foarte zeci de mii s-au botezat, alcătuind biserica în chip văzut, biserica ce intră în istorie în chip văzut, era chip nevăzut, mistic pe tot ce a fost întemeiată prin sângele Mântuitorului Iisus Hristos. Pogorârea Sfântului Duh la 50 de zile după înviere, de aici și termenul de 50, deci desemnează perioada
care a trecut de la învierea Mântuitorului, aveau și evrei sărbătoarea cinzecimei și s-au adunat, iată acolo, a rămas și termenul acesta de cinzecime pentru pogorârea Sfântului Duh și termenul de Rusalie, pentru că evenimentul mântuitor al pogorârii Sfântului Duh a avut loc exact când romanii păgâni aveau sărbătoarea trandafirilor. Rosalia. Rosalia și de aici Rusalie, cum e și cu sărbătoarea floriilor, intrarea Domnului în Ierusalim, de la Floralia, sărbătoarea la romani, deci sărbătoarea florilor, a florilor de primăvară. Părinte profesor, cinzecime, Rusalie. Vreau să vă mai spun ceva, important. Vă rog. Odată cu cinzecimea, prezența Duhului Sfânt în biserică nu este statică, ci una dinamică. Pentru că Duhul Sfânt lucrează prin noi până la sfârșitul veacurilor, pentru că Mântuitorul Iisus sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor prin Duhul Sfânt pe care îl voi trimite de la Tatăl. Astfel că în Sfintele Taine, cele șapte, Sfântul Duh lucrează irezistibil, ne ținând cont nici de vrednicia primitorului, nici a săvârșitorului, iar în erurgiile sau slujbele întemeiate de biserică, Sfântul Duh, pogoarea Duhului Sfânt, depinde de vrednicia săvârșitorului și a primitorului. Deci este o prezență dinamică a Sfântului Duh până la sfârșitul veacurilor. Vorbim limbi ca de foc. Să le explicăm, dragilor noștri telespectatori, Duhul Sfânt s-a pogorât sub forma limbilor ca de foc și vedem acest lucru și în icoana pogorârii Sfântului Duh, cu acele limbi ca de foc care se pogoară pe creștetul fiecărui apostol. Duhul Sfânt irezistibil. Lucrarea lui este tainică. Duhul suflă unde vrea. Citim în Sfânta Scriptură, Duh. Harul lui Dumnezeu se dă tuturor oamenilor. E universal, e gratuit, lucrează. Harul este acela care limpezește, îndrăvenește, curăță, dă putere. Harul acela care sfințește. Și este obiceiul de pogorârea Sfântului Duh să se aducă la biserică, dar rămurelele de tei, frunza de tei, are forma unei limbi. Așa, în amintirea limbilor ca de foc, și ele se sfințesc, se binecuvintează, se stropesc cu aghiasmă și credincioșii iau acele rămurele, se pun și în biserică, pe la icoane și la intrare și la poartă, oamenii pun și la icoane în casă, pun și la ușă și la poartă, peste tot, și asistăm de la un an la an, păstrează, se usucă, dar tot acolo este o binecuvântare și o tradiție frumoasă prin care noi cinstim și altfel ziua de pogorâre a Sfântului Duh. Limb de foc. Ca de foc. Focul material are capacitatea de a transforma ceva necurat în curat. Dacă dăm foc la ceva care ceva otrăvitor, focul distruge tot. De aceea și Doamne ferește, dacă sunt împărtășani din vari motive, un copil a scuipat, sunt împărtășani, locul respectiv se decupează și se arde. Pentru că prin ardere nu se întinează Sfântul Trup. Vorbim de focul material, dar focul duhovnicesc, cel la limbi de foc, era focul duhovnicesc care transformă ființial, ontologic, pe om. Apostoli din fricoși și temerari, din păcătoși martiri, din tâlhari cuvioși și așa mai departe. Duhul Sfânt transformă numai ca omul să-și dea seama și să colaboreze cu Duhul Sfânt. Dacă îl ține afară la ușa inimii sale, Sfântul Duh pleacă, Mântuitorul pleacă la alte uși închise de păcat și respectiv rămâne în păcat. Vorbim în biserică de o cinzecime continuă. Așa este. Vorbim despre o revărsare a Harului continuă. Dacă Dumnezeu trimite Harul și sfințește și de aceea ne străduim noi prin rugăciune, prin osteneală, prin post, spovedanie, împărtășanie, fapte bune. Noi ne ostenim ca să aducem Harul lui Dumnezeu în viața noastră. Îl rugăm pe Dumnezeu, da? Cerem mila de la El, cerem Harul lui Dumnezeu. Noi de câte ori nu auzim la slujbe pace tuturor, sau de câte ori nu binecuvintează preotul în timpul slujbilor, sau numai simpla binecuvântare când te întâlnești cu un preot și spui binecuvintează-mă părinte, când preotul binecuvintează în chipul crucii, da? Păi atunci vine Harul de la Dumnezeu și binecuvântarea lui Dumnezeu te însoțește și simți așa că totul merge ușor, ai o vioiciune, ai o împrospătare în viață, ai o putere, pentru că Dumnezeu dă puterea și Dumnezeu este acela care lucrează în viața omului, să avem ochi de văzut, urechi de auzit, gură de vorbit, pentru că spunea Sfântul Simeon Nouă Teolog, până când nu-ți iau toate foc, că tot vorbim limbi ca de foc, da, lucrarea Harului, n-ai cum să vezi, să auzi, să vorbești despre Dumnezeu. Așa, deci este o lucrare dinamică a Sfântului Duh în fiecare dintre noi până la sfârșitul veacurilor. El menține în noi neatinsă de o meteahnă sau de un păcat dreapta învățătură, pentru că ne supraveghează și e vorba de înrăurire sau de inspirația Duhului Sfânt. În iconografie, alături de Duhul Sfânt în formă de porumbel,
care s-a revelat la botez, de multe ori apare Sfântul Duh sub formă limbilor de foc în anumite icoane, care să arate prezența sa, pentru că noi nu putem permite să păzisem pe Sfântul Duh altfel decât în maniera în care el s-a prezentat și ni s-a revelat în chip văzut. Avem și o icoană cu pogorârea Sfântului Duh, aș ruga regia, haideți să punem și acest material cu icoana cu pogorârea Sfântului Duh, iată, aceasta este, Sfinții Apostoli, iată, frumos, și harul care se pogoară asupra Sfinților Apostoli, sub forma limbilor, cade foc. După acest moment au tras la sorți apostolii toate teritoriile din lumea cunoscută de atunci și au mers în lume foarte curajoși, plini de har, plini de adevăr, cu credință mare în Dumnezeu și l-au propovăduit pe Hristos, au propovăduit Evanghelia și au răspândit religia creștină. Încă un amănunt care trebuie să știți, telespectatori, Iuda a căzut în deznădejde și s-a spânzurat. S-a pierdut statutul de apostol. Deci, Sfinții Apostoli au luat hotărârea ca să pună înaintea Domnului pe doi, pe Iustus și Matia și sorțul, după rugăciune, a căzut pe Matia, care s-a adăugat celor 12 și asupra lui s-a pogorât Duhul Sfânt, ca de altfel asupra celorlalți, și el s-a dus a predicat noua învățătură ca toți ceilalți, adăugându-se de celor 11. Da, prima parte a emisiunii noastre, atât cât s-a putut, mulțumim pentru toate lui Dumnezeu în primul rând și apoi regiei pentru că s-a ostenit și în partea a doua vorbim despre Sfânta Trăime. Dumnezeu este unul întrăit în persoane, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Sfântul Duh și icoana reprezentativă, oficială, normativă, acceptată de Biserica Ortodoxă este aceea cu cei trei tineri de la Stejarul Mamvrii. Îi vedem pe cei trei tineri care merg, sper, dragă regie, că este icoana aceea lui Rubliov, cu cei trei tineri. Da, sunt de aceeași înfățișare, aceeași statură, sunt la fel și acest lucru arată că persoanele Sfintei Treimi sunt egale, sunt consubstanțiale, sunt de aceeași substanță, sunt din veșnicie. Nu există un moment când exista o persoană și celelalte două nu erau. Deci, Părinte Profesor, avem atâtea referiri și atâtea preînchipuiri și atâtea vedenii cu Sfânta Treime și atâtea arătări ale Sfintei Treimi în Vechiul și Noul Testament. Ne îndeamnă părinții pustiei mai puțin să cugetăm despre Sfânta Treime, ci să trăim adevărul revelat, pentru că noi oamenii avem un limbaj defectuos, limitat, din cauza păcatelor noastre, care nu poate pătrunde în inefabil dumnezeirii. De aceea acceptăm cele spuse foarte pe scurt de Sfinții Părinți, că Dumnezeu este unul în ființă, unicitatea absolută a ființei lui Dumnezeu și este întreit în persoane sau hipostasă, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Cele trei persoane sunt egale de o ființă, de o substanță, de o ființime. Principiul Sfântul Treime este Tatăl, nu pot fi două principii, că este o anomalie. Principiul este Tatăl, Fiul este născut din veci, Duhul Sfânt este purcesc din veci. Nașterea și purcederea sunt acte concomitente, de veșnicie. Nu era un timp când cele două persoane nu existau, ci cele trei persoane există de veșnicie, pentru că însuși cuvântul lui Dumnezeu este, dacă vreți, argumentul existenței sale. Dumnezeu este sieși dovada existenței sale. Cuvântul Dumnezeu nu se discută, ci se afirmă. Numele lui Dumnezeu este un vocativ. Un vocativ și un imperativ, așa atât. Deci atât. Tatăl este considerat creatorul lumii, Mântuitorul este considerat cel care a mântuit lumea și Sfântul Duh, Sfințitorul lumii. Asta nu înseamnă că la crearea lumii nu au participat cele două persoane, ci toate cele trei persoane au participat la toate evenimentele cosmice importante din economia mântuirii noastre și dincolo de ea. Acestea sunt doar niște atribute pe care noi, iată, le-am dat lui Dumnezeu, persoanelor Sfintei Treimi, pentru a înțelege mai ușor lucrarea și lor în lume și a înțelege mai ușor planul economiei lui Dumnezeu. Vorbim așadar despre perioada dinainte de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, când avem chiar la creare argumentul și dovada sfatului Sfintei Treimi când a creat totul și spune așa, să facem om după chipul și după asemănarea noastră și tot persoana întâi plurală este și atunci când la turnul Babel e sfatul Sfintei Treimi și persoanele spun așa, haideți să ne pogorâm și să le amestecăm limbile. Și încântarea întreită de la Sfântul Mare Profet Isaia. Da. Sfânt, sunt Domnul Savo, pentru să ceri pământul din mărirea Lui. Deci, cele trei persoane. În Noul Testament abundă despre referitoare Sfânta Treime, la botez.
Sfântul după Rumber, Mântuitorul în repejun glasul Tatălui, la schimbarea la față la fel. Păi Sfântul Apostol Pavel spune în 2 Corinteni 13:13, Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și părtășia Duhului să fie cu voi cu toți. La 1 Ioan capitolul 5, versetul 7, 3 sunt în cer care mărturisesc Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, aceștia trei. Una sunt și o grămadă de argumente care ne arată că Dumnezeu este una în ființă și întreită în persoane. Amintind de botezul Mântuitorului? Am spus asta, da. Da, botezul Mântuitorului cu glasul Tatălui și Duhul Sfânt sub forma porumbelului. Schimbarea la față și cu... Da, să le amintim, dragilor noștri telespectatori, părinte profesor, de fiecare dată când noi facem Sfânta Cruce, ne închinăm și adorăm Sfânta Treime, de aceea este foarte important să o facem și corect și să știm în numele cui facem? În numele Dumnezeu. Tatălui și al Fiului și al Sfântului, de la orice început de activitate și slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh la terminarea activității. E cea mai rapidară și mai rezumativă, dacă vreți, învățătură despre Sfânta Treime. Avem la Sfinții Părinți diferite imagini pentru ca omul să priceapă cum este cu Sfânta Treime, cum adică există un singur Dumnezeu în ființă, dar sunt trei persoane, și amintesc de Sfântul Spiridon al Trimitundei cu acea cărămidă pe care a ținut-o în brațe. Știu că vă place această minune, să o spuneți, dragilor noștri telespectatori, vă rog. Sunt cărămida și a curs apă și focul, deci pământ, foc și apă, cele trei. Păi e vorba de copac, rădăcină, tulpină și frunze și ramă. Coroamă, da. Trecut, prezent și viitor, e vorba de timpul fizic și atâtea și atâtea... Chiar familia, tată, mamă și copil. Așa este, tată, mamă și alteritate sau copilul, care dă sens de săvârșit căsătoriei. Sfânta Treime, avem tropare, avem cântări, avem sărbătoare mare și ne bucurăm că unii spun că e a doua zi de Rusale, da... Putem spune și așa, dar este Sfânta Treime și ne bucurăm că este zi legală, liberă pentru toată lumea și fiecare are posibilitatea să meargă la biserică și are posibilitatea să se întâlnească cu cei dragi și este tradiția aceasta ca de pogorârea Sfântului Duh cu moșii de vară înainte, Sâmbăta cea Mare și apoi cu Sfânta Treime să se sfințească și mormintele, să se facă pomenire pentru cei adormiți, să se meargă să se stropească la morminte și iată, este rugăciunea cea mare, este revărsarea de har și apoi au și cei adormiți au parte de rugăciune și de har de la Dumnezeu. Binecuvântat să fie toți cei care se îngrijeze mormintele, fraților și strămoșii moșilor noștri. Mormântul trebuie să arate impecabil, de curat, aleile dintre morminte să fie curate, pentru că cimitirul este o biserică. O biserică a celor care așteaptă cu înfrigurare momentul ca lespedea să fie dat ropată și să împieze în har și adevăr în lumea cealaltă pe tărâmul veșniciei, prână cu noi. Haideți, părinte profesor, să le arătăm, dragilor noștri telespectatori, icoana pictorului rus Rubliov, care este, iată, este oficială normativă, acceptată de Biserica Ortodoxă. Îi vedem la masă, pentru că i-au mers la stejarul Mamvri la Patriarhul Avram să-i vestească lui că va avea un copilaș. Și iată, au fost puși la masă, sunt de aceeași statură, înfățișare, arătând, da, că persoanele Sfintei Treimi sunt egale și de aceeași ființă din veșnicie. Două persoane au plecat în Sodoma ca să salveze pe Lot și o persoană a rămas în fața lui Avram, care a mijlocit pentru salvarea cetății, spunând, dacă sunt 50 de pedi pe cetatea, nu, 45, nu, nu a fost niciun decât Lot, care a fost salvat împreună cu soția sa și cu fiii săi, soția s-a transformat în strană de piatră și a uitat înapoi. Este la loc de cinste pus această icoană în biserici și în casele credincioșilor. Ține minte icoana Sfintei Treimi. Ar trebui din nicio casă să nu lipsească icoana Sfintei Treimi, o icoană cu Maica Domnului, o icoană cu Hristos Mântuitorul răstignit și înviat, o icoană cu Îngerașul Păzitor, o icoană cu cina cea de taină pusă acolo unde se servește masa. Cu Sfântul care este patronul Pătronul casniciei sau cu sfinții aceia cărul nume poartă toți cei din casă. Deci trebuie să ne obișnim cu lucrurile acestea, că tot am vorbit de icoana aceasta și ne bucurăm că este pusă la loc de cinste și este o icoană foarte frumoasă. Mai există așa zisă icoană, dar nu este icoană, cu Dumnezeu Tatăl înfățișat sub formă unui bătrân, Mântuitorul cu crucea în spate și Duhul Sfânt sub formă. Este o icoană de influență bogomilică. Bogomilism a fost o erezie din Bulgaria înainte de anul 1000. E bine să proclamăm de la Sfânta Biserică aceasta. Aceasta nu este canonică. Am vrut neapărat să o arătăm foarte pe scurt ca să vedeți despre ce e vorba, că părintele profesor a vrut neapărat să ne spună asta și ca să ne explice. Sfântul Sinod ne-a rugat să spunem. Da, și am foarte spus, bine. E bine să spunem, noi că alții nu sunt în măsură să spună, pentru că n-au studii teologice, nu cunosc.
Da. Părinte profesor, noi am ajuns la finalul emisiunii și odată cu sărbătoarea aceasta a cincizecimii și a Sfintei Treimi se încheie, dragi telespectatori, perioada Pentecostalului, care durează de la învierea Mântuitorului și până la cincizecime și Sfânta Treime. Este una dintre cele trei perioade din cursul anului bisericesc. Cea mai întinsă, deci cea mai mare ca durată, ca întindere, este perioada Octoihului, apoi este perioada Triodului, care începe cu 4 săptămâni înainte de Sfântul și Marele Post sau Postul Sfintelor Pași până la Învierea Domnului și aceasta a Pentecostalului. Deci după sărbătoarea Sfintei Treimi intrăm în perioada Octoihului, de la sărbătoarea Sfintei Treimi. Părinte profesor, nu vrem să facem publicitate nimănui, dar să Doamne ferește să pronunțăm corect, să spunem Pentecostar, nu Pentecostal. Pentecostarii sunt confesiuni creștine, așa, denominațiuni creștine, sunt neoprotestanți, să le spunem. Pentecostarul este o carte care conține rugăciuni de la Înviere Domnului până la Duminica Mare. Așa și este. Perioada, să amintim. Ca sfat duhovnicesc, urmează să înceapă Sfântul și Marele Post, închina Sfântul Apostol Petru și Pavel, care anul ăsta este mai scurt decât de obicei, și la finalul căruia vă invit cu tot respectul pe 29 iunie și la Hramul Bisericii pe care am ctitorit-o, să ne bucurăm împreună de picturile frumoase care au împodobit biserica așa ca o mireasă. Dar ne mai vedem și vă promit, Părinte Profesor, și spun asta și în fața dragilor noștri telespectatori care ne urmăresc, atunci, înainte de Sfinții Apostol Petru și Pavel, am să vin și am să fac niște filmulețe și o să facem niște fotografii ca să vadă toți, pentru că mulți dintre cei care se uită au acolo o cărămidă sau o bucățică de pictură de acolo de pe perete, pentru că s-au ostenit și știm lucrul acesta și să se bucure de pictura minunată și de biserica care este nemaipomenită. Așa este. Fiecare care m-a ajutat este acolo scris în Cartea Vieții și o picătură de lacrimi, o picătură de sudoare și o mână poate bătătorită au adus lui Dumnezeu ca o jertfă neprihănită ofranda lor pentru veșnicie. Un cuvânt de învățătură, iată, este sfârșitul școlii, al anului școlar, încep vacanțele, încep concediile, tinerii, copilașii se bucură de vacanță și noi, părinții și profesori, ne bucurăm, toată lumea se bucură, vine vara, ne bucurăm de legume, de fructe, ne bucurăm de vreme frumoasă, ne bucurăm de tot ce ne dă Dumnezeu. Vă rog! Putem adăuga bucuriei concediilor și a vacanțelor și o altă bucurie, aceea de a vizita poate un moment istoric important, de a merge la o mănăstire, de a participa poate la o slujbă de seară, asta de vorbă cu un duhovnic. Nu mult, ca să nu așa exagerăm, dar e bine să adăugăm bucurie trupești și bucurie sufletească, cea veșnică pe care nu ne poate lua nimeni. Iată ce veste bună ne dă regia, putem să lăsăm până la 20:30 și așa a fost cu 20 minute în întârziere. E foarte bine. Părinte profesor, nu, trebuie să profităm de timpul acesta pentru că Dumnezeu a rânduit și atât de milostiv sunt cei de acolo. Mai sunt 10 minute. Vorbim despre biserică, pentru că a fost total neprevăzut. De ce despre biserică? În ultima parte a emisiunii, acum mă pregăteam să închei, dar ea a fost regia foarte milostivă. De ce de biserică? La momentul cincizecimii al pogorârii Sfântului Duh a luat ființă biserica, în chip văzut, în chip nevăzut pe Sfânta Cruce. Biserica care înseamnă totalitatea credincioșilor și a slujitorilor Sfintelor Tale, cei care au preoția sacramentală, care cred în același Dumnezeu, se împărtășește din aceleași sfinte taine, au același scop mântuirea, se împărtășesc din aceleași sfinte taine și trăiesc sub același acoperiș al Harului Dumnezeu în Biserica lui Dumnezeu. Vorbim despre biserică, instituția divino-umană și mărturisim în crez patru însușiri mari. Una, deci unitatea, sfântă, sfințenia, sobornicească, sobornicitatea și apostolicitatea, pentru că este apostolică. Înainte de a vorbi despre cele patru însușiri, haideți să vorbim despre biserică, în primul rând, ca instituție divină umană și apoi ne referim la biserică lăcaș de închinare. Prima oară, biserica, instituție divină umană. De ce spunem că este divină și umană? Pentru că capul ei nevăzut este Iisus Hristos, Mântuitorul Iisus Hristos. Dumnezeu. Și noi suntem elementul uman, perisabil, ce-i drept, corijabil. De aici și anumite scăderi în biserică, care nu lezează sfințenia bisericii, că pentru că este sfânt dintotdeauna și va fi sfânt tot timpul, pentru că ea este întemeiată de Mântuitorul capul ei. Este una pentru că unul este Dumnezeu, unul este Harul Duhului Sfânt, care lucrează irezistibil în Sfintele Taine,
Și unul este scopul pe care fiecare creștin îl are, acela de a, de a, de a fi Dumnezeu după har, ce este Dumnezeu după fire, adică să înveșmenteze în harul lui Dumnezeu spre a fi capabil de a participa la nunta mielului și a lua un loc cinstit acolo în Împărăția Luminii. Biserica Lăcaș de Închinare, de departe, noi o recunoaștem, vedem, are turla, are crucea pe acoperiș, are forma de navă, de cruce, de corabie, vedem că este diferită de alte construcții, da, Lăcașul de Închinare, înainte se construia biserica pe locurile cele mai înalte, pe mormintele martirilor, da, pe mormintele martirilor, da, acum se construiește unde este loc și unde este nevoie, pentru că s-au dezvoltat cartierele și au apărut case și blocuri. Biserica Lăcaș de Închinare. Cum este împărțit o biserică? Toată lumea intră și se minunează de picturi, vede altarul, catapeteasma, dar haideți să le spunem foarte pe scurt încăperile și cum este rânduită în interior. Pridvor care poate să lipsească, pridvor descoperit sau pridvor semideschis, adică sau închis. Apoi pronaosul, naosul și Sfântul Altar. În pronaos în vechime stăteau femeile, în naos bărbații, iar în Sfântul Altar, pe Sfânta Masă, se află Sfântul Antemis cu părtășirea din Sfintele Moaște, Sfântul Chibot cu Sfânta Părtășanie, iar tâmpă sau cătăvețeasma desparte Sfântul Altar de naos. Pridvorul este camera care face legătura între biserică și exterior. Exact. Și să le spunem astăzi, de fapt ei știu, dragii noștri telespectatori, astăzi pe partea dreaptă stau bărbații, pe partea stângă femeile, din spate și până în față, se respectă și astăzi acest lucru, iar pe mijloc este culoarul acela pe unde preotul tămâiază și la slujbă el slujește și cădește și participă toți credincioșii la biserică. Strana cântă, corul cântă, dascălul cântă, dar toată biserica cântă, toți credincioșii participă la slujbele bisericii, pentru că acolo este laboratorul sfânt al tainelor lui Dumnezeu. La început bărbații stăteau în față, în pronaos, femeile în spate, din rațiuni practice, ca femeile fiind mai puțin înalte să vadă în față, s-a luat hotărârea ca să se despartă cele două șiruri și la unele biserici care există amfiteatrul, se urcă către ieșire pentru ca cei din spate să privească mai ușor în față. Tot timpul altarul este mai sus decât restul bisericii, măcar o treaptă este, da, solei, măcar o treaptă este, sunt biserici în care chiar urci până la altar, adică sunt mai multe trepte. Partea cea mai sfântă a bisericii este Sfântul Altar, catapeteasma este peretele plin de icoane care separă Sfântul Altar de restul bisericii. Biserica, suntem noi toți. De aceea le mai spun oamenilor care imediat dau drumul la gură și vorbesc de rău biserica și preoții, păi trage în tine, dai în tine, că și tu ești botezat și tu ești din biserică. Ar trebui să fii mai activ, ar trebui să fii mai implicat, ar trebui să vezi cu adevărat realitatea, ar trebui să vezi o leacă lucrarea bisericii. Nu mai vorbi așa, pentru că te rănești pe tine. Biserica suntem toți și cei care avem harul sacramental, preoții, dar și oamenii aceia care au preoția universală. Da, prin botez. Da, prin botez și iată împreună formăm, da, turma aceea mare, cum e cămașa care nu s-a rupt, da? Asta simbolizează biserica, cămașa Mântuitorului. Și biserica este una. Avem unitatea bisericii, pentru că unul este Dumnezeu. Unul este Dumnezeu, unul este Harul Duhului Sfânt care lucrează și scopul fiecărui creștin în parte. Biserica, cum am spus, e alcătuită de cei care luptă cu păcatele și sunt biserica luptătoare, iar cei care au trecut în veșnicie, dincolo de tărâmul acesta și împreună cu Iisus Hristos, Maica Domnului și Sfinții, participă la liturghia cosmică, alcătuiesc biserica triumfătoare. Iar este o singură biserică. Și capul bisericii este Iisus Hristos și Darul Duhului Sfânt care se pogoară nu degeaba în turla de pe deasupra naosului este pantocratul sau tot țitorul, cel care veghează și prin care ne acoperă cu biserica sub formă de cropă pe toți, ne recapitulează viitoare în sine. Biserica este sfântă pentru că Sfânt este Dumnezeu, Sfânt este scopul, Sfânt este harul care lucrează în biserică. Sfințenia bisericii, cum a spus Adineau, nu este alterată, nu este atinsă de lezată de eu știu, păcatele sau imperfecțiunile omenești. Uh-huh.
eu pot greși, ferească Dumnezeu și altul poate greși, dar biserica rămâne intactă, veșnică, sfântă, pentru că Sfânt este Harul Duhului Sfânt, Sfânt este Mântuitorul care a temeiat-o pe cruce cu sum sângele său. Biserica este apostolească. Apostolească vine de la apostoli. De ce? Întemeiată pe mărturia Sfinților Apostoli, care au predicat învierea în tot ținutul Imperiului Greco-Roman, asumându-și suplicii suprem sau moartea, și au dus această veste pretutindeni, aducând sus sceptul Sfintei Evanghelii toate popoarele păgâne. Lucrarea lor a fost mare de propovăduire, de răspândire a bisericii, de apărare a bisericii, de aceea unii sfinți mari din istoria bisericii noastre sunt numiți întocmai cu apostoli, cum e cazul Sfinților Apostoli, Sfinților Împărați Constantin și Elena, pentru că ei au fost apărători, sprijinitori și prin libertatea acordată bisericii, iată, lucrarea lor a fost măreață. Biserica mai este și sobornicească, sobor, adică sinod, da? O adunare. Întemeiată pe mărturia celor șapte sfinte sinode ecumenice, începând cu Niceea, Nicheea 325 și culminând tot cu Nicheea 787, în ședințele cărora s-au condamnat învățătorii Arie, Macedonie, Eutichie, cele trei capitole, monotelismul și iconoclasmul, cu toate năzbâterile acestea de viață comportamentale și dogmatice. Extra ecclesiam nulla salus, în afara bisericii nu există mântuire, nihil sine Deo, nimic fără Dumnezeu, iată, spune regia, mulțumim din suflet pentru toți și mulțumim lui Dumnezeu că s-au remediat toate și iată, ne-am văzut în direct și de data aceasta. Mulțumim, părinte profesor, pentru prezența în emisiune, mulțumim, dragi telespectatori, pentru răbdare, sperăm că am fost de folos. Până data viitoare, o săptămână binecuvântată să aveți, Doamne ajută!